Iată, ne ajungi în sărbătoarea iubirii românești. Suntem în zi plină de dragobete, atunci când cerurile se deschid și iubirea pogoară pe pământ, între tineri și tinere, mai puțin tineri și mai puțin tinere de ambele sexe. Bună dimineața! O undă de iubire îndrept și eu spre dumneavoastră, cetățeni care urmăriți acest canal zi de zi, de luni până vineri de dimineață, de la 10, atunci când postez ceva nou, dar și în restul timpului, pentru a vă convinge că ceea ce spun eu aici e numai adevărul, pe care dumneavoastră îl completați în comentarii cu păreri personale și cu câte o cafea pe care o vom abțigui din această cană. Am pus în cană de metal, că dacă nu-i bun cadou de dragobete, cana asta nu doare așa tare cum doare aia de porțelan. Cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea, oferită cu generozitate în ziua iubirii românești de către Ecaterina Trif din Cluj-Napoca. Mulțumesc frumos, așadar, o guriță de cafea. S-a auzit, da? De la îngurgitare până la plecare, până la plecare. Dragobetele noi totuși nu e o sărbătoare care a pornit de la draci. Nici de la daci. Cum zicea nea lui Iliescu, nu e the ducks from the trucks. M-a supărat, m-a necăjit un pic faptul ăsta. Deci, nu daci ori inventa dragobetele. Sărbătoarea asta e de origine slavă. Dragobâti, biti, a fi drag cuiva. Slavă, sclavă, că ești sclavul iubirii. Deci tot de la slav ni se trage și cu iubirea. Atâta ne-au iubit slavii ăștia și 47 de ani înainte de 89, atâta ne-au iubit că tot dragobetele sărbătoream în fiecare zi. Ai fi cuiva drag, voi îmi sunteți dragi din moment ce intrați aici și dați share postărilor. Tradiții și superstiții, bineînțeles, tot ce sărbătorim românește are în spate o încărcătură folcloric, are un filon tradițional de superstiții și de, și de astăzi, ci că dacă astăzi vezi pupăza, ai noroc tot anul. Unii dintre noi s-ar mulțumi să vadă și păsărica și să fie cu noroc, dacă tragi cu pușca și ia foc. Da, e ciudat că, nu, la oraș așa, mai vezi pupeze. Nu, acum s-au închis cluburile și nu prea poți să mai vezi pupeze, dar te uiți pe Instagram și vezi acolo la pupeze și apoi ăla noroc să ai. Curățenie. Curățenie se face prin casă. Deci puteți deretica, puteți dezrădăcina covorul și mochita, puteți aspira, aduce belșug. Da? Aduce belșug. De obicei, în zilele astea de sărbătoare, în alte zile de sărbătoare, nu prea se face curățenie. De dragobete chiar se recomandă. Că poate îți vine pețitorul și să vadă acolo cum ai aranjat covorul, cum ai pus gresia, cum ai... Bineînțeles, nu? Tradiții și superstiții de dragobete. Să nu coși, nici măcar să nu cârpești, că o să pierzi toți banii. Aveți mari. Cine mai coase în ziua de azi? Când te-ai plictisit de o hăinuță, mergi la second, nu-i zice la second, la outlet. Și e ceva ce era la mod acum 2 ani în peninsula, în aia, știți voi care. Deci, nu-i interzis cusutul, interzis cârpitul. Nu, aici nu știu ce să zic, că mai sunt unele familii tradiționale românești în care cârpitul se face zi de zi. Grijă mare la cârpit. Ne cârpim cu o cafeluță de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Deja tradițională și asta. În ogradă, niciun fel de muncă. În ogradă, la birou, niciun fel de muncă. Asta ne place. Să nu muncim deloc, că ni se duce agoniseala. Cel mai bun exemplu, Parlamentul. Parlamentul acolo se cârpesc între ei, își arată unul altuia pupăza, da? De muncit nu muncesc. De aia au atâta noroc, măi. Că-i sărbătoare, că nu-i sărbătoare, că-i dragobete, că nu-i dragobete, ăștia din Parlament nu muncesc. Păi Barna, prietenul meu insipid din odor incolor, Barna de la Sibiu, ce a făcut în ședință, în plen? Îl urmărea pe domnul Ciolacu, care debita ceva de la tribună. Și era atât de interesat domnul Barna de ceea ce spunea președintele PSD-ului, încât și-a scos ochelarii de la ochi și a început să se joace cu ei, cu ochelarii, în plen, în ședință, în Parlament. Se juca, acum, decât să stea pe Tinder sau pe Prohab, mai bine să juca omul cu ochelari. Și la un moment dat, ochelarii au căzut. Cred că zisese Ciolacu cu o prostie, au căzut ochelarii lui Barna. Doamna care ședea lângă Barna a făcut un semn cu mâna. Apare un domn cu mască și cu ochelari, îi ia și cu ochelari pe nas,
Îi ia ochelarii căzuți lui Barna și îi dă lui Barna. Barna face așa din cap și ok. No, și acum fel de fel, de valuri, ba de simpatie, ba de antipatie. De simpatie ce? Domnule, domnul Barna a respectat regulile politicii. Că dacă ești în dita mai clădirea Parlamentului, altcineva trebuie să ia de după tine ochelarii. Omul ăla săracul care i-a ridicat ochelarii, că e angajat la Camera Deputaților, ăsta ia tot ce pică pe jos. Când adorme un senator, un deputat, îl trezește, îi dă pastă de dinți, îi arată unde e baia. Greu să fie angajat și la Camera Deputaților dacă nu ești demnitar. I-a ridicat ochelarii lui Barna, ci că i-a ridicat și-o șaorma lui Șoșoacă. Își scăpase șaorma Șoșoacă și i-a ridicat omul șaorma. S-a enervat astăzi ce mi-ai otrăvit șaorma, fireai tu să fii adreacu cu neamul tău. Știi cine sunt eu? Doamna senator, ce mi-ai pus în șaorma? Fireai tu să... Ceilalți ce-au zis de Barna? Bă, puteai tu să te duci, să-ți iei ochelarii, că și așa nu zicea nimic important Ciolacu. N-o vedeți? N-o vedeți? Cu de astea își ocupă parlamentarii timpul, măcar miniștrii merg până țară să vadă care-i treaba. Domnul de la transportul, domnul ministru Drulă, a zis că acum de când e el ministrul la transportul, o chestie drăguță, de când e el ministrul la transportul și rămâne blocat în Valea Prahovei, a ajuns să se înjure el pe el la volan. Știți cum suntem noi, băjă, dracu, cine a construit aici, trăznilar pe ăla de la transporturi, plânge și are în pumn, nu i-ar mai muri mulți miniștri înainte, bată-l, facă-l, leagă-l, dreagă-l. Dar acum cum e el ministru și la volan și blocat în trafic, se înjură iar pe el. Ce noroc are un nume bun, Drulă. Drulă, e greu să faci o înjurătură când ai numele de Drulă și te doară fix în, vedeți? Așa te duce capul. Ce zice? Gamiaș Drulă. Drula mea de prost, luam ar de Drulă, nenorociții ăștia, bag Drula în măta, să-i enervează, știi? Da, luam mai de, ai. Bă, Drulă, eu-s Drulă, tu ești Drizdă, nu, în fine, când ai nume predestinat, faci și glume de Ra Drulă, bravo. Cafea Ecaterina Trif, mulțumesc, ai accesat site-ul buymeacoffee.com/nicubendea și ai dat o cafea lui Bendea, nu lui Drulă. Că Bendea-i bărbat, nu Drulă. Iar doamna Dăncilă, departe de tumultul politic, s-a retras la una din casele ei, care vă două, și-a dat un interviu. Departe de vuietul politic, dar cu durere în suflet, pentru că a fost, în termeni politici, mătrășită din conducerea PSD și din alte funcții. Avea șampanie în spate, ați observat, de alea scumpe, moietul, n-am văzut eu, dar avea un colț, mă, ca și firea. Astea nu pot dacă nu trag ceva la premolar. Avea doamna Dăncilă într-un colț al casei, dar s-a văzut foarte bine în interviu de la Canal 2, că avea șampanie. Cred că a desfăcut o șampanie când a intrat domnul Dragnea la închisare, una când a ajuns premier. No, ce să faci? Mai și drojdești. Retrasă, are o pisică care îi fură din geantă. Oare de la cine o fi învățat? O ducea la ședințe? Are o pisică, îi fură din geantă, o pisică Nuf. Bă, cum să-i pui nume la mâță, Nuf? La mâță îi pui nume, pisoiaș, pisoimic, vâla-n-vâla, vată-n-tătie, tucă-n-tucă, cum să-i pui nume? Țițo, Miau, Miaunel, Motenel, cum să-i pui nume? Nuf, când te doare poate la puf, cum ar fi zis Năstase. Na. Pisicile au mare trecere. De bursuc e mai rău. Bursuc cu Dan Petrescu, după 8 etape, în campionatul Turciei, a fost dat afară, că altfel își dădea el demisia. A, nu, și-a dat demisia ca să nu-l dea afară, în fine. Soacra, bucuroasă, jubileasă. Așa-ți trebuie, fechete, Bursuc, așa-ți trebuie. Ciunio Petrescu, așa-ți trebuie. Ai plecat de la CFR, erați pe primul loc, ai luat 2-3 campionate, aveai salar, așa, te-ai dus la turci. No, rahat ai mâncat, rahat s-o trebuie, rahat ai primit. Sic, 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 sărbătoarea iubirii. Vedeți că vrând nevrând, aducându-se aminte de problemele zilnice, de ceea ce se întâmplă, ce gravitează și orbitează în jurul nostru, chiar înrăiești, așa. Ajungi să vorbești urât, să judești, ba pe unul, ba pe altul, să cântărești, să... Dar să ne destindem, să simțim palpitul inimii, bucuria dragostei, bucuria iubirii, bucuria faptului că mâine e joi, poi mâine e vineri și imediat intrăm în weekend. În weekendul iubirii. Urmează 1 martie, 8 martie, bărbați, fiți tari, sunt alături de voi.
Dacă dați o cafea pe buymeacoffee.com/Bendea, vă zic în privat ce cadouri se pretează ca să treceți cu bine de 1 și 8 martie. Vă aștept la comentarii. Uhu!